Verificăm lemnul ca să crape. Sunt câteva indicii la un copac. De exemplu, crăpătura de pe mijloc, din centru pleacă niște crăpături. Și astea trebuie să meargă drept. Dacă se duc rotund, dacă merg în alt mod, nu-i potrivit. Deci, uitați, are fisura destul de dreaptă, iar pe lateral avem, el fiind un pic mai uscat, pe lateral crăpătura merge destul de drept. Chiar dacă are noduri, lemnul pentru draniță nu-i neapărat să fie fără noduri. Deci are și noduri, să crapă pe lângă, după aia în dreptul nodului să taie bucata și să scoate draniță mai scurtă și să folosește tot materialul. Îi scoatem inima, nu se folosește la draniță. Are nodul aici în ea. Ne dăm o dată în două și apoi... Vedeți, merge fibra perfect drept. Și atunci ai lemnul potrivit pentru draniță. Tot un pic din inimă trebuie să-i scot și atunci o lăsăm așa destul de lătuță. Așa. Deci asta o dăm deoparte. Vine însemnat cu cuțitul și cu maiul. Solul e o bucată de 2 cm. Așa avea eu o măsură și spunea că intră 3 dranițe la sol. 8 mm, cam așa bucata. Ar trebui să-mi iasă 4 dintr-o măsură din asta. Se face din lemn verde. Să crapă, pentru că atunci el crapă ușor. Acum, odată crăpată, ne ducem în presă. Aici în presă urmărim bucata care e mai lată, care e mai groasă, să fie dedesubt și să reușim să le scoatem până jos cât de cât egale. ...60 lungime și lățimea e media, una e de 12, alta e de 8. Deci asta e dimensiunea pe care meșterul o dorește, aproximativ 8 mm. Între 60 bucăți pe metru pătrat, la o casă, așa, normală, românească, cu 2 camere, aproximativ 9.000 de bucăți. Avem diferite forme de cuțitoaie, deci vedeți una foarte mică pentru ceva finuț, de luat, de rotunjit la o piesă. Asta e o cuțitoaie lată pentru a îndrepta, pentru a o egaliza. Deci egalizăm grosimea cum a fost când am pornit cu cuțitul la crăpat, așa trebuie să o scoatem și la final. Și avem cuțitoaia, prindem aici și cu grosimea inițială în față o egalizăm. Le facem, o să le ducem la teasc și ea trebuie să se îndrepte. Fiind subțire și verde, ea se îndreaptă și când o batem pe casă, o să fie dreaptă. După ce am făcut grosimea, ne ducem cu ea la gealău să-i facem canturile. Vedeți că ea nu e egală. Una e mai lat un pic, una mai îngustă, nu e dreaptă și atunci trebuie să o finisăm pe cant. La punerea ei pe casă, ele vin lipite una lângă alta. Și atunci, dacă nu-s drepte, intră apa foarte ușor. Trebuie să o păsuim cât mai bine. Aici avem un gealău, el e reglat ca să putem să facem șindrila pe cant. Ca să alunici, el așa pe lemn merge mai greu. Dar cu o bucată de slănină îl dăm aici și atunci se unge și alunică ușor când dăm dranița. Sau cu săpun. Unde e mai lată, insistăm de două ori ca să o îngustăm și apoi îi dăm din cap în capăt. Și asta e bună. Luăm următoarea. Trebuie să audă cârcelul din cap în capăt, atunci e dreaptă. Vezi, acum nu s-a auzit. Acum s-a dus din capăt în capăt, înseamnă că ea s-a îndreptat. Dacă ne uităm pe ea, e dreaptă. O urmăresc să fie cu partea lată în spate, ca să o pot îndrepta. Îi iau de 2-3 ori și apoi când îi dau din capăt în capăt. Dacă le punem una lângă alta, uitați ce se întâmplă. Și când avem două care sunt făcute, le așezăm una lângă alta, păsuiesc destul de bine alte capetele astea la alte. Și ele vin așa puse și apoi una va veni pe mijloc, pe crăpătură. Păstrând minim 2 cm de la margine. După cântuire, dacă dorim să punem dranița înflorată cu model, atunci ne așezăm din nou la scăunoaie, alegem șindrila potrivită. De obicei la model trebuie să fie cât de cât la o lățime, să nu fie foarte lată. E o cuțitoaie mai îngustă și cu ea reușim să facem rotundurile. Așa. De exemplu, este un prim model, se cheamă cioc de rață. În funcție de cât de adânc vrem să fie adâncitura. De exemplu, aici o luăm în calcul să fie undeva la 7 cm, 6-7. Și fac un semn. Cuțitoaia trebuie să o tragem, dacă dăm drept, rupi. Așa. Asta e un prim model care se pune de obicei la plecare de pipoale, la plecarea când se începe la drănițit. Se bat două rânduri de draniță dreaptă și a treilea se bate cu flori. Ăsta unul din ele. De exemplu, avem primul rând ăsta, tot cioc de rață, dar cu două flori. Și apoi următorul mai de jos. Se folosește de obicei la placat pereții. La porți se folosește, pentru că e greu de făcut, e mult de luat din el. Ăsta e modelul rotund. Asta sunt chiar case care se fac așa și se cheamă, se drănițește într-o draniță. Primul rând îl punem una lângă alta și următorul rând vine pe fugă, îi spune, pe crăpătură. Da, deci batem pe crăpătură. Acum sunt modelele de prin Maramureș, chiar așa se bate, una pe alta. Dar la noi, în Bucovina, nu e alt model decât modelul pe două rânduri. Un rând în spate, la piele îi zice, și de obicei la rândul de la piele se pune dranița mai rea un pic, care are câte o cupă de la noduri. Și cea mai frumoasă draniță și sănătoasă, așa dreaptă, se pune deasupra, ca să putem avea aspectul exterior final cel mai bun. După ce am finisat-o, ea fiind verde, udă, trebuie să o aducem să usuce. Și în timp ce se usucă, o așezăm în cruce, câte un rând, pentru a se și îndrepta. Și o așezăm aici cu spațiu între ele pentru uscare, în funcție de lățime, așa, să le punem cam câte 5 pe rând și punem invers. Și așa ne ducem până sus, ea să calcă și în greutatea ei. Dar îi așezăm și o greutate imediat. Uitați-o cum joacă ea și după ce o să fie clădită, nu o să se mai întâmple asta. Îi punem greutatea. Da, aici o să fie de bătut și îndrilă pe ea. E o căsuță pentru copac. Al doilea rând îl punem cu draniță rotundă. Urmărim să o punem pe crăpătură. Și acum putem băga una destul de lată, pentru că avem crăpătura la bucățele mai late, le dăm câte 3 cuie. Ca să o țină. Așa. Ținem rândul. Deci sus, batem doar câte una, numai să o țină, câte un cui, vedeți, chiar dacă se îndoaie, unul nu-i deranjează, pentru că vine următorul rând. astupă și apoi la următorul rând suntem atenți să batem 2 sau 3 cui la fiecare draniță. Avem nevoie de dranițe cât mai înguste acum. Deja trebuie să ne strângem foarte tare, toate sunt acum care sunt pe colț, vin la zero aici și chiar mai scurte, ca să putem strânge colțul cât mai bine. Numai trebuie să păstrăm modelul, urmărim crăpătura să fie astupată și următoarea crăpătură să vină pe lemn întreg până sus, să nu cumva să se întâmple, să venim și să fie aici. Că atunci când vine apa, pe acolo ne se duce noi în interior. Deci trebuie tot să urmărim să avem crăpătura acoperită. Da, deci când o montăm pe următoarea, trebuie să urmărim să acoperi în totalitate crăpătura de jos până sus. Să nu se treacă dranița cumva pe aici și să avem îmbinare între crăpătura de jos și crăpătura de sus. Deci trebuie să fie împărțite ca să nu treacă apa. Așa. Și ne ducem aici să fie partea ascuțită, ca să trecem pe mijlocul ei până sus. Aici e una mai îngustuță, care vine chiar pe colț. Încă vine un rând aici și apoi unul aici, cam pe leațuri. Fără model. De acum avem partea alaltă început, ne ducem drept. Așa, cam pe aici. Avem spațiu unde să punem una lată și am plecat. Și următoarea deja vine dreaptă. Să avem rândul drept. Deci când scăpăm la următoarele rânduri, le pregătim cumva clinurile astea de jos, să nu avem așa mult de cioplit. Acum am cioplit pentru că având model pe capăt, ne-a interesat să folosim dranița toată cu model. Punem câte 4 destul de egale la lățime și la așa, batem cu 2 cuiuțe, o dăm la circular și avem deja făcut clinul. După ce o batem, un an de zile o lăsăm fără să o dăm cu nimic. Deci rămâne lemnul natural. După primul an de trecut toate anotimpurile, o dăm cu păcură. Avem bază în păcură pentru că timpul a dovedit asta. Se dă o dată după primul an, o dată cu păcură, apoi la 2 ani se repetă. Fiind dranița nouă, trebuie dată de 2 ori destul de repede. Și apoi, la 5-6 ani, când începe ea să se albească, un pic se duce cam negru ăla și apare lemnul. Mă numesc Iosif Cârstean din Bilca. Lucrez în domeniul lemnului de 20 de ani. Moșul a fost dulgher, el a ridicat case și o începea de jos, de la prima talpă a casei și o ducea până sus, până bătea dranița pe ea. Îmi plac lucrurile simple, ceea ce ne dă pământul să folosim, lemnul, să folosim piatra, să folosim pământul și lucrăm aici, încercăm să amenajăm un sat cu meșteșuguri, unde să putem munci așa cum munceau înaintașii noștri și să putem și învăța pe alții, pe cei ce vor să îndeletnicească un meșteșug vechi, să poată veni, să fie o ușă deschisă pentru fiecare atelier, în el se poate învăța. Da, asta va fi destinația satului. Atelierele vor fi deschise, funcționale, va fi meșterul specialist la fiecare atelier și ei vor lucra la lucru ce l-au de făcut zilnic, dar oaspeții care vor veni vor putea să stea 2-3 zile, o săptămână, cât va fi nevoie, să învețe. Draniță, atelierul de draniță, inclusiv obiecte pentru uz casnic, un scăunel, o măsuță, lucrate manual, nu cum utilaje moderne. În 2022 am inaugurat atelierul. E adusă de la Straja, a fost construită în 1955 și inaugurată, vedeți, în 2022. O demontare durează o săptămână și o remontare iar o săptămână. A durat 2 săptămâni să batem șindrila. Am început cu căsuța mică moștenită de la bunici. Am recondiționat-o și așa de mare a fost satisfacția produsului final când am finalizat-o și când am văzut cât de utilă poate fi o căsuță de felul ăsta. Ne adunam în ea, fiind foarte mică, 3 pe 3,5, pe 4. Ne adunam în ea mulți, stăteam îngrămădiți, mâncam ceva copt pe cuptor. Și atunci am aflat în perioada aia de căsuța asta în care suntem, de Căsuța Maria, că s-au vândut terenul și se va demola. Se dădea donații și ne-am decis să o desfacem. Asta ne dorim, meșterii din atelier să fie oamenii care îi vor iniția în a face lucrurile astea. Să poată ei, când au plecat de aici, cel puțin să știe cum se face o draniță, dacă nu chiar ei să facă o draniță și să o bată pe o căsuță.